ele elemente de grant și așa mai departe. De ce se fac toate aceste lucruri? Pentru că după cel de-al doilea război mondial, după ce am trecut prin două catastrofe în secolul 20, toată lumea a ajuns la ideea că suntem o omenire, toți oamenii ca indivizi sunt mai mult sau mai puțin egali, cu particularități, dar oamenii trăiesc în societăți, iar societățile, da, între ele există diferențe foarte mari. Sunt societăți foarte dezvoltate, sunt societăți mai puțin dezvoltate, dar oamenii din aceste societăți au același potențial. Și atunci, din considerente de beneficii economice, dar și din solidaritate pur omenească, societățile mai dezvoltate binevoiesc să ofere asistență societăților mai puțin dezvoltate.